Trebuie rog de... Puteți să mai bateți în palme, mai aștept. Pe rând, toate trei subiecte, începem cu primul sau al treilea, cu care doriți. Haideți să începem cu al treilea. Nimeni nu o să ne facă ordine în țara noastră și nu va lupta cu corupția dacă nu vom lupta noi. Anume, reprezentanții așa numiții mass media independente, pe care o reprezentați. Ați adus la guvernare policieni corupți, care acum sunteți, care sunt acum în pușcărie. Anume, dumneavoastră ați ridicat în slăvi guvernele pro-europene care au furat miliarde în Republica Moldova. De aceea nu trebuie să mizăm pe cineva din afara țării pentru a face regulă în țara noastră. În țara noastră vom face noi regulă, cetățenii acestei țări. În ceea ce ține de primul subiect, și pe urmă ajung la doilea, eu voi face tot posibilul ca Republica Moldova, ca țară neutră, să nu aibă pe teritoriul său trupe ale altor state, indiferent din ce state, din Est sau din Vest. Iar pentru aceasta este necesar să găsim o soluție politică pentru rezolvarea problemei trasistă. Eu sunt ferm convins că acum avem o fereastră de oportunități. Nu prea mare, de 2 ani jumate, 3, pentru a găsi o soluție politică. Și credeți-mă, imediat ce găsim o soluție politică, imediat se rezolvă și această problemă. Și ultima întrebare, în ceea ce ține de costuri rusești. Eu nu știu unde v-ați cazat dumneavoastră, dar eu în hotelul în care m-am cazat am văzut și Rusia 24, și RTR, și alte posturi rusești care aici, în centru